În România, cererea pentru călătoriile cu trenul este cu 66% mai mică față de media europeană din mai multe motive. Pe lângă raportul negativ dintre calitatea serviciilor de transport călător și prețurile din ce în ce mai mari, în calculul românilor care renunță la călătoriile cu trenul intră și întârzierile acestora. Un exemplu concludent este evenimentul nefericit din această noapte, care poate intra pe lista recordurilor negative din județul Hunedoara. Sute de călători au ajuns la mare sau la destinație cu o întârziere de aproape 6 ore din cauza unei defecțiuni. În această dimineață, CFR Călători a anunțat că, în urma întreruperii temporare a circulației feroviare între stațiile Merișor și Crivadia, din jurul orei 22 și 30 de minute și ora 4 și 20 de minute, din cauza defectării unui tren de marfă ce a condus la ruperea liniei de contact, au fost afectate trenurile pe rutele Oradea București Nord Mangalia și București Nord Teiuș Cluj Napoca, care înregistrează întârzieri semnificative. Pasagerii trenului interregional 1922 vor primi apă și produse preambalate în stația Craiova. De asemenea, pentru preluarea călătorilor de la acest tren care avea urcare în parcurs, a fost suplimentată compunerea trenului interregional 1994 Craiova-Mangalia în stația Craiova cu 2 vagoane și în stația București Nord cu 3 vagoane.